Există mulți donatori la Sibiu. E o criză de sânge, pentru că în țară se vorbește despre criză de sânge în spitale. Nouă ne place să evităm acest cuvânt criză, pentru că, de fapt, la Sibiu nu există. Întotdeauna încercăm să facem față solicitărilor spitalelor din județ prin diverse metode, adică apelând la alte centre de transfuzie din țară care la nevoie ne pot furniza sânge sau apelând la donatorii din baza noastră de date care tot așa la nevoie vin și donează sânge. În baza de date, cam câți donatori există la Sibiu? La nevoie sunt chemați și vă pot ajuta? Păi în baza de date există un număr mare, n-aș putea să vă spun exact câți, dar ei vin și donează când... Anul trecut, cu aproximație, cam câți sibieni au venit? Sau aparținători ai pacienților internați în spital au venit și au donat sânge? Anul trecut au fost peste 12.000 de donatori care au donat sânge. Este o cifră bună pentru un centru de donare? Este o cifră bună pentru Sibiu, este record din all time și pe, raportând la situația pe țară, este de asemenea o cifră bună. Deci sunt foarte bine. Că este peste media. Da. Asta se datorează și presei care ne ajută, se datorează și diverselor instituții din județul Sibiu care ne ajută și mă refer aici la armată, pompieri. Care vin constant. Care vin constant sau la cerere. Am înțeles. Biserica s-a implicat, studenții, în special mediciniști, au campanie de donare și promovează donarea. În această perioadă, aveți vreo nevoie specială pentru o anumită grupă de sânge? Ca să le spun sibienilor care au grupa respectivă. Chiar acum, săptămâna aceasta, am avut nevoie de AB și am și avut chemați de acasă cu grupa AB. Deci dacă sunt doritori și vor să vină, noi îi așteptăm. Legat de aplicații, am văzut că aveți anunțuri. Dacă ați putea să explicați, deci cineva care e sănătos poate să doneze sânge, poate să-și instaleze o aplicație pe telefonul mobil, se poate programa pur și simplu prin aplicație, fără să mai sune sau să vină până aici. Da, există o aplicație, se numește Donorium, se poate descărca pe telefonul mobil. Gratuit. Gratuit, desigur. Și acolo se pot programa într-o anumită zi, la o anumită oră, în măsura în care locul este disponibil pentru ziua respectivă și ora respectivă.